ziua, doamna Renate Weber, europarlamentară ALDE, este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Renate Weber, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc. Ne apropiem de primul test al votului din acest an. Practic mai sunt mai puțin de două luni până la alegerile europarlamentare. Cum se pregătește ALDE pentru acest moment? Ca orice partid, mergem mult în filiale, discutăm cu colegii din filiale, încercăm să le explicăm și de ce sunt aceste alegeri atât de importante. Să știți că, eu vă spun cu mâna pe inimă, sunt cele mai importante din istoria Uniunii. Și în același timp, evident, facem strategii adaptate la specificul local, pentru că situația în diferite județe este foarte diferită. Și se mai și schimbă de la o zi la alta în funcție de ce evenimente pot să apară. Aveți întâlniri cu oamenii? Și întâlniri, da. Și întâlniri cu oamenii. Eu, în general, prefer întâlnirile unde pot să spun ceva. Știu că și campania asta stradală are importanța ei, dar mie îmi place dacă se poate să dialoguez. Și să știți că am avut întâlniri și cu 600 de oameni, și cu 300 de oameni, și cu 400. Și chiar să știți că oamenii vin după aceea, nu erau toți neapărat membrii de partid, sigur, erau simpatizanți ALDE, altfel bănui că m-ar fi întrerupt în timpul discuțiilor, și vin după aceea și vin cu întrebări și cumva e o mai mare apropiere din punctul ăsta de vedere. Dar ce vă spun oamenii când vă întâlniți cu ei? Depinde, să știți, de zone, într-adevăr. Sunt zone în care, de exemplu, având o populație preponderent în agricultură rurală, oamenii sunt foarte interesați de subvenții, sunt interesați de vânzarea produselor lor, de concurența pe care o fac ce importul de produse similare, dar din alte țări. În alte părți sunt interesat mai degrabă de chestiunile acestea pe care unii le-ar considera teoretice, dar ele nu sunt deloc. Înțelegând prin asta viitorul Uniunii, ce facem cu Uniunea asta, o ducem mai departe, ce consecințe are Brexitul, ce ni se întâmplă nouă și lucrătorilor români care sunt în străinătate. Nu vă ascund că și chestiunea justiției este importantă, în sensul în care oamenii vor să înțeleagă, dar de ce alții nu văd ceea ce noi vedem aici. Da, iată, a devenit o temă națională. A devenit o temă națională pentru că, vedeți noastră, în ultimii ani s-a întâmplat ceea ce probabil foarte puțină lume mai credea că se va întâmpla. Au început să iasă dovezi cu privire la abuzurile comise la un moment dat. Că a fost un entuziasm excesiv, că a fost o strategie venind din partea serviciilor de a penetra și de a controla viața politică și economică. Asta este partea de-o, dar astăzi vedem că ceva a fost acolo. Înainte aveam suspiciuni și atunci sigur că televiziunile dezbat, sigur că da, televiziunile dezbat, mai ales că este o falsă impresie aceea că numai oamenii politici au fost atinși de aceste abuzuri. Nu. Și mediul de afaceri a fost lovit și au fost firme înlăturate și care au dispărut de pe piață. Oameni simpli, prin ricoșeu, ca să fiu foarte sincer, sau collateral damage, da, cum se mai spune în engleză, multă lume a fost afectată. Așa încât există și acest interes. Sigur, atunci când ne întâlnim cu oameni care sunt, de exemplu, din domeniul transporturilor, iarăși foarte important totuși ce se întâmplă cu noi ca și țară, ca industrie de transport, cu transportul internațional, pentru că, din păcate, ieri am avut probabil, nu știu dacă să-i spun cel mai trist vot, că au mai fost voturi care m-au supărat, dar ieri am avut un sentiment puternic de amărăciune când pachetul acesta cu privire la mobilitate a fost votat cu o diferență de vreo 20 de voturi, atâta tot. Dar el practic înlătură transportatorii, inclusiv din România și din alte state de la marginea geografică a Uniunii Europene, practic ne scoate de pe piață. Și asta e supărător, adică eu cred că ce trebuie să facem este un efort foarte mare
să trimitem acolo oameni capabili să apere și Uniunea Europeană, dar și interesele specifice ale românilor, ale industriei din România, până la urmă, cum va ale României. Afecta România această decizie? Asta o va afecta prin faptul că transportul internațional va deveni, hai să nu spunem că va fi eliminat cu totul, dar nu va mai putea să facă față concurenței. Doar că, și bine, asta înseamnă dacă se închid companii, dacă se pierd contracte, pierdere de locuri de muncă, vă dați seama, consecințele pot fi sunt mai multe. Mari. Pe de altă parte, eu îmi pun foarte serios întrebarea, măsura este evident protecționistă din partea statelor din vest și din nord mai ales, cu ajutorul câtorva mai din centru. Ea este protecționistă în ciuda vorbelor frumoase pe care le folosesc. Dar ei nu vor fi interesați să preia acest transport, pentru că ei deja au niște standarde care presupun și anume comoditate, dacă am voie să spun confort, pot să spun și confort pentru conducători. Și aceștia nu vor face efortul de a veni și prelua mărfuri din aceste zone sau din țările baltice. Gândiți-vă că sunt situații în care trebuie să traverseze efectiv tot continentul. Și este mult mai greu. Și este mult mai greu și iar costa și pe ei mult prea mult. Dar este evident că e un moment în care observ că acea Europa cu două viteze nici nu mai trebuie să existe într-o strategie a Comisiei Europene, apare la vot în Parlament. E o formă de protecționism pe care o văd și cu care va trebui să ne batem în continuare, ca să facem ca această Uniune să fie cea care asigură bunăstarea tuturor, nu numai a unora. Revenind la alegerile europarlamentare, ce scor își propune ALDE pentru acest ultim? Noi ne-am propus ca țintă un 15%, ceea ce ne-ar schimba statutul ca partid jucător în spectrul politic din România și mai ales cred că ne-ar oferi posibilitatea ca pe baza, sigur că da, unei negocieri, da, să-l impunem, de susținut, evident îl susținem, să-l impunem pe domnul Tăriceanu candidat din partea coaliției la președinția României, un lucru pe care eu mi-l doresc foarte mult, pentru că eu sunt convinsă că numai cu prezența dumnealui acolo la Cotroceni ca și președinte, am putea să lucrăm pentru normalizarea României. Dar s-a stabilit că va fi un candidat al coaliției? Sau? S-a stabilit că după europarlamentare vor exista discuțiile privind candidaturile. Dar de-aia spun, un scor bun la europarlamentare ne permite și nouă să ne poziționăm altfel. Sunteți al treilea candidat pe lista ALDE, da, la alegerile din 26 mai și vă pregătiți, iată, să încheiați un alt mandat de eurodeputat. Care sunt principalele realizări cu care vă puteți mândri, dacă pot să spun așa, după toți acești ani petrecuți în Parlamentul European? Au fost mandate foarte diferite. Într-o primă fază am lucrat în Comisia de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, unde, da, chiar cred că eram una din cele mai puternice voci în legătură cu ceea ce înseamnă apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. În acest mandat am lucrat în Comisia de Ocuparea Forței de Muncă și de Protecție Socială. Am fost chiar, sunt vicepreședintă. Și a fost o muncă foarte grea, în sensul în care, practic, până la urmă, ALDE, eu, colegii mei, am încercat tot timpul să ținem un echilibru între două abordări foarte diferite. Cei care erau mai din stânga, nu neapărat comuniștii, chiar și socialiștii din Parlamentul European și verzii, parcă vroiau, nu știu, să omoare industriile, business-urile. Deci tot ce vreau să legifereze mergea în direcția aceea unei protecții exagerate și nefezabile până la urmă, nerealizabile a lucrătorilor. De partea cealaltă, sigur că erau ceilalți care vroiau
cumva mână liberă totală companiilor, fără să mai se intereseze totuși de ce li se întâmplă și lucrătorilor. Niciuna din aceste două abordări nu este fericită. A fost și este o comisie puternic ideologizată, vă rog să mă credeți. Și noi am încercat să ținem totuși un just echilibru între cele două, pentru că locurile de muncă le creează mediul privat. Statul prin administrația sa nu poate să ofere decât un număr limitat și, într-adevăr, statul nu trebuie să exagereze cu numărul celor care lucrează în administrație sau sunt plătiți de la bugetul de stat. Companiile sunt cele care trebuie susținute, trebuie încurajate ca să creeze locuri de muncă, ceea ce evident presupune și protecția lucrătorilor. S-a lucrat foarte mult și am lucrat personal foarte mult pe ceea ce înseamnă inclusiv îndeturarea discriminărilor, sancționarea abuzurilor, pentru că nu mă laud, dar chiar cred că am fost una dintre cele mai puternice voci din delegația română, probabil chiar cea mai puternică voce, ori de câte ori s-au petrecut abuzuri împotriva lucrătorilor români, studenților români, aflați în orice stat membru din Uniunea Europeană. Și chiar am avut niște rezultate foarte bune în acest sens, adică am reușit să declanșez niște acțiuni care nu mai fuseseră până atunci nici măcar gândit. Dar asta înseamnă, și aici o leg de ceea ce ni se întâmplă zilele astea, asta înseamnă să fim tot timpul atenți, chiar vigilenți în continuare, pentru că Brexitul, chiar dacă se tot vorbește de amânare, Brexitul tot se va produce. Iar consecințele lui s-ar putea să ne afecteze mai mult decât credem astăzi, pentru că în Marea Britanie, chiar dacă nu avem o politică de stat, să zicem, de discriminare, legislația lor este suficient de vag făcută ca să dea naștere la interpretări diferite și atunci ne putem trezi într-adevăr și cu astfel de situații. Am lucrat mult în mandatul ăsta și pe ceva care are un aspect cumva novator. Din păcate în România n-a prins, dar eu susțin foarte mult asta. E vorba de participarea financiară a lucrătorilor, a angajaților. Participarea financiară care poate să ia și forma, nu știu, împărțirii unor acțiuni, dar poate să devină mult mai interesantă și sunt situații de genul acesta în Europa și le dă lucrătorilor și convingerea că sunt cei care decid cu privire la ce se întâmplă într-o întreprindere. Au fost cazuri în care astfel de lucrători care sunt cumva preiau până la urmă deciziile, au salvat întreprinderile când era vorba de decesul patronilor și moștenitorii nu se înțelegeau. Sau când e vorba de felul în care se raportează la muncă. Oamenii aceia nu mai vin la muncă numai ca la un loc unde semnează o condică pentru că trebuie să-și ia niște bani, ci au ownership-ul, da? Au proprietatea asupra acelor lucruri. Și în toată Uniunea Europeană s-a dovedit că unde sunt astfel de măsuri, întreprinderile merg foarte bine. În plus, oamenii câștigă mai mult, au mai mult la pensie, pentru că astea toate se adună la salariile pe care le primesc. Și am organizat și niște seminarii și în România și la Bruxelles. În România, din păcate, nu știu de ce nu există acest apetit. M-a surprins că nici din partea sindicatelor nu am văzut această deschidere. Odată cu alegerile europarlamentare, președintele a anunțat că va organiza și un referendum, iar ieri a venit cu două teme care au creat atâta vâlvă în spațiu public și nu numai. Cum vi se par dumneavoastră cele două teme enunțate de președintele Klaus Iohannis pentru referendum? Sunt realiste? Bine, în primul rând aș spune că atunci când organizezi un referendum cu odată cu alegerile europarlamentare, abați atenția de la ceea ce ar trebui să fie campania pentru Parlamentul European, pentru Uniunea Europeană, ca oamenii să înțeleagă temele. Pentru că pe măsură ce au trecut ani, oamenii s-au apropiat totuși tot mai mult de tematica aceasta și au nevoie de dezbateri. Deci nu vom avea campanie pentru Parlamentul European. Este clar că vom avea o campanie în care vom dezbate
situația justiției. Temele propuse de președinte și eventual întrebările, dacă le va formula totuși până la urmă, mă gândesc că va veni cu ceva întrebări. Temele mi se par un pretext, evident, pentru a-i permite președintelui să intre el însuși în campanie și să se poziționeze ceva mai bine în sondaje. De ce spun asta? Dacă temele acestea erau atât de importante, vitale pentru noi, în primul rând le-ar fi propus de acum un an de zile, de acum 6 luni, adică puteam să organizăm până acum referendumul ăsta de câteva ori. Dar de ce ales în aceeași zi cu alegerile? Exact din cauza asta, pentru că pe președinte de fapt nu-l interesează nici Uniunea Europeană, nici Parlamentul European, puțin îi pasă că în felul acesta abate atenția de la ceea ce ar trebui să ne preocupe acum, nu-l interesează decât persoana dumnealui, obținerea unui nou mandat cu orice preț, este în campanie pe față, ce dacă asta încalcă toate regulile? Nu-l interesează, punct. Și mai vrea probabil, prin aducerea acestor teme în discuție și a punerea lor ca niște întrebări la un referendum, să determine prezența la vot a unora din susținătorii, nici nu mai știu să spun acum a cui, PNL, USR, Plus. Rezist, poate. Da, probabil, pentru că se gândește că din momentul în care vin la vot și cele două partide obțin rezultate bune, asta îl poate ajuta pe dumnealui în toamnă. Dar în plus, eu vă garantez că, deși dânsul ar trebui să facă campanie, ca așa se spune la referendum, autoritățile trebuie să facă campanie într-un mod neutru. Să-l văd eu pe președinte cum face el neutru când pune astfel de teme. Dar în plus, uitați-vă cât de inutile sunt, repet, nu știu întrebările, dar cât de inutile este punerea în discuție unei asemenea teme. Păi nimeni niciodată în această țară nu a avut în vedere să dea vreo lege de amnistie și grațiere pentru corupți. Nu, chiar n-a fost tema. Mi-aduce puțin aminte de referendumul celălalt pentru familie. Nici acolo de aia lumea n-a venit. Că nu era o temă. Era o falsă temă. Dacă alta ar fi fost de fapt întrebarea, lumea s-ar fi prezentat. Era mult mai mare. Dar altfel, câtă vreme aveam deja reglementată chestiunea aceea că este în codul civil, lumea n-a simțit că e o temă și n-a avut de ce să-și piardă timpul venind să voteze la un referendum. Aici e ceva asemănător. Deci pe amnistie și pe grațiere, odată că practic până acum nu s-a pus problema. Deci este o temă falsă. Doi, astea sunt instituții de drept care sunt reglementate de Constituție. Nu ar însemna neapărat o modificare de Constituție, da. Constituția îți dă voie după aceea ca tu, clasă politică, tu, Parlament, care ai dreptul să decizi, să reglementezi lucrurile astea cum crezi de cuvință. Se poate reglementa prin referendum? Nu, sub nicio formă. Referendumul este consultativ. În plus, nici nu vine cu o temă, vine cu două. Chiar nu vedem că este deja o exagerare pe față, este chiar până la urmă în disprețul populației din această țară, care ar fi trebuit, repet, să înțeleagă ce e cu Parlamentul, de ce Uniunea trăiește așa un moment de important acum, ne așteaptă sau nu ne așteaptă o nouă criză și cum ar putea să o managereze din nou Uniunea Europeană. Astea sunt lucruri care interesează pe oameni. Președintele vine cu... Da, credeți că vor veni oamenii, vor ieși la vot? Mai multă lume, mai mult pentru că... decât în alte dăți. Nu cred, sinceră să fiu. Pentru că dacă vorbeam de susținătorii celor două partide, sau cum ați spus dumneavoastră, plus, hai să zicem, rezist, dar ei cam sunt înregimentați din punctul de vedere al simpatiilor politice, eu cred că ei au un număr limitat. Adică nu văd de ce ar veni unii în plus la vot sau de unde ar veni. Pe de altă parte, mi se pare, tocmai pentru că e un pretext, adică se vede din avion că ce face președintele e un pretext, sincer vă spun, nu mi se pare, adică mi se pare normal să lași oamenilor posibilitatea să se ducă în secția de votare, să spună eu vreau să fiu pe lista asta care e pentru Parlamentul European, nu vreau să votez pentru referendum. Adică omul are dreptul să se manifeste. Pe final, aș vrea să discutăm și despre situația fostei șefe DNA, Laura Codruța-Chioveși, care, iată, se află în cursa pentru procuror șef european.
Cum arată lucrurile de la Bruxelles? Știm că este o perioadă de negocieri acum. Nu mai e. S-a cam încheiat. A treia rundă, să fiu foarte aseară. Da, dar au anulat următoarea și au spus că o anulează din cauza Brexit-ului pentru că cei de la Consiliu... Mă rog, eu zic că e un pretext pentru că, în realitate, nu tot Consiliul negociază. Așa cum Parlamentul și-a desemnat un grup de negociatori, așa și-a desemnat și Consiliul un grup de negociatori. Fiecare a rămas pe poziția sa. Dar mie mi se pare că prin comunicatul dat ieri de Consiliu, acesta a cam spus foarte clar că nu va accepta niciodată pe doamna Kövesi. Pentru că ei au insistat pe un aspect pe care și eu îl consider fundamental și n-am obosit să-l tot repet. Competența acestui procuror șef, calității în sensul de calitate, de a construi o instituție de la zero. O instituție paneuropeană care este și controversată, chiar contestată de unele state membre, o instituție care va lucra efectiv cu procurori în statele și din statele membre, cu legislații diferite. Iertați-mă, dar doamna Kövesi, nimic din ce a făcut până acum nu o recomandă pentru așa ceva. Dânsa n-a construit DNA-ul în România și oricum este o instituție internă. Dânsa eventual a stricat la DNA-ul în România prin aducerea unor procurori care nu se ridicau la nivelul de competență la care ar fi trebuit să fie. Celălalt, candidatul francez, are chiar un background impresionant pentru că el este cel care a făcut ceva asemănător și cu Eurojust, o instituție care tot așa e o agenție și era puternic, contestat, controversat și a reușit cu diplomație să facă țările să colaboreze între ele, să știți că n-a fost deloc o muncă ușoară, așa încât eu cred că pozițiile sunt clare. Deci credeți ca un pronostic așa că... Eu cred că doamna Kövesi nu are șansă. Oricum, acum negocierile se opresc. Gândiți-vă că dacă totul se transferă pentru mandatul viitor, o să trebuiască desemnat o nouă echipă de negociere, numai că nu uitați un lucru. Nu s-a pronunțat Parlamentul European în favoarea doamnei Kövesi. S-au pronunțat două comisii din Parlamentul European. Noi n-am avut un vot în plen. Ori viitorul Parlament European s-ar putea să spună, dar mă iertați, de ce mi impuneți mie ca Parlament ce au decis niște comisii în mandatul trecut? Insist aici asupra unui alt aspect, pentru că știu că se tot lăudau unii că, vai, da, doamna Wachovei a fost raportorul, fi fost raportor, dar a ieșit un regulament prost. Pentru că dacă vrei să ai o legislație, regulamentul e legislația care se aplică direct, bună, trebuie să prevezi toate aceste situații și să vii cu soluții în însuși actul normativ, nu să ajungi în momentul în care nu mai știi ce se întâmplă. Dar să nu uităm că doamna Kövesi are și o situație penală, are câteva probleme în România. S-a văzut cumva vreo schimbare la Bruxelles după ce Laura Codruța Kövesi a fost, iată, acuzată pentru multe infracțiuni? Bun, schimbarea s-a văzut în sensul în care ei oricum o susțineau foarte tare, că știți foarte bine, Comisia Europeană, deși nu are niciun rol în acest proces. Da, domnul Timmermans văd că este în mare susținător. Susține, da. Bun, sunt în campanie electorală toți. Susținerea doamnei Kövesi reprezintă un fel de palmă dată României și atunci asta este ceea ce fac ei acum în campanie electorală. Nu mai au soluții pentru țările lor, hai să blamăm un alt stat membru. România e sânge proaspăt. Ungaria deja fusese de mult, ne-a săturat de cât am vorbit, Polonia la fel. E, dar România e acum. Hai să profităm. Și de asta își aruncă unul altuia săgeți, Manfred Weber și cu Timmermans și România cade pe post de victimă la mijloc. Și atunci, susținerea doamnei Kövesi este văzută ca o punere la puncte a României. E adevărat însă că și coincidența aceasta, că toate au început exact când era candidată și când trebuia să prezinte și la audieri și la... E cumva o coincidență în logica aceea pe care ne-a prezentat doamna Kövesi și care spunea, noi nu ne uităm la clasa politică, noi nu știm că se votează în Parlament moțiunea de cenzură și de aia îl chemăm pe Ponta exact în ziua aia.
cine crede în coincidențe să se bucure de ele, eu întotdeauna sunt circumspectă. Pe de altă parte însă, și eu le-am spus asta colegilor mei și mulți au căzut pe gânduri chiar, s-ar putea ca dovezile privind-o pe doamna Cuvejii să tot iasă. Pentru că atât timp cât știm clar că la unele unități de DNA s-au comis abuzuri uriașe, abuzuri nu că au fost neglijențe sau fără intenție, numai dacă au ne gândim fost la unitatea de elită, da, de la Ploiești. Nu, numai acolo, iertați-mă, uitat de Oradea, de ce am uitat de Brașov, de ce am uitat de Constanța, sunt mai multe. Ori dacă oamenii aceștia vor fi luați serios la întrebări, pentru că nu este normal să ai un asemenea comportament, și vor veni și vor spune și vor prezenta dovezi că doamna Cuvejii, și în calitate de șefă, știa de toate aceste lucruri, ba chiar le-a cerut să facă acele abuzuri, atunci sigur că da, discutăm de lucruri extrem de serioase ce o privește pe doamna Cuvejii. Cum s-ar schimba situația în cazul în care doamna Cuvejii ar ajunge procuror șef european și iată, în continuare ar fi acuzată în România? S-ar schimba în vreun fel situația, nu, adică relația dintre România și Uniunea Europeană? Sau păi da, dar dacă până la urmă depinde ce se întâmplă, adică depinde ce decide o instanță de judecată, hotărârea trebuie să rămână și definitivă, și dacă ea va fi o hotărâre, ar fi o hotărâre de condamnare, până la urmă cine ce poate să facă afară? Eu stau și mă întreb cum de nu le-a fost rușine zilele astea, când doamna Cuvejii avea controlul judiciar, cum de nu le-a fost rușine să iasă public atât de puternic, efectiv făcând presiune asupra unei instanțe care trebuia să se pronunțe. Ei care au clamat non-stop să nu facem astfel de lucruri, că avem rapoartele MCV în care li se reproșează politicienilor români. Păi de ce numai politicienilor români? Slavă Domnului că a ieșit CSM-ul, da, a ieșit CSM-ul în ceasul al 13-lea. Toate aceste declarații erau făcute de ceva vreme, CSM-ul ar fi trebuit să reacționeze mult mai repede ca să și producă efecte și să-i pună la locul lor pe acești politicieni cărora în campanie electorală parcă le ia Dumnezeu mințile, deci chiar nu le mai pasă de nimic, inclusiv de principiile și valorile Uniunii Europene. Doamna europarlamentară, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Mult succes! Urmează o perioadă destul de agitată. Intensă. De intensă. Da. Mult succes! Hai. Mulțumesc!